Sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La această ediție veți face cunoștință cu o carte nouă apărută foarte recent în uh, librările creștine din România. Se numește Lada cu Zestre, uh, scrisă de doamna Angela Țiprigan și pentru că nu aveam cum și nu aș fi dorit să vă prezint uh, singura această comoară, adevărată comoară pentru noi femeile. Am invitat-o pe doamna Angela Țiprigan să fie astăzi cu noi și să vorbim despre această nouă realizare. Bine ați venit în studioul nostru. Bine. Sunt onorată să am în mână cartea dumneavoastră și pentru cine nu știe să am alături o doamnă care de 40 de ani slujește femeilor și familiilor pe lângă Frumoasa și marea familie pe care Dumnezeu i-a dăruit, o 8 copii și 11 nepoți. Felicitări. Mulțumesc. Slava să fie Domnului. Și uh, toate răsplătirile care Domnul le are pentru dumneavoastră sunt de acord și mă bucur pentru fiecare dintre ele. Ne bucurăm de această nouă realizare și Uh, pentru că nu am auzit să fi fost undeva o lansare oficială, știu doar că ați fost invitată în multe locuri să uh, vorbiți despre carte, și urmează alte întâlniri cu cititoarele, cu ucenicele dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți și nouă câteva lucruri. În primul rând, uh, știu că aveți o pasiune pentru scris. Pe mine însă m-ați încurajat, așa a apărut revista Suflet de Femeie la Târgu Mureș. A, înainte de asta am văzut modelul Buletinul Surorilor și înainte de Buletinul Surorilor, articole scrise de doamna Angela Țiprigan. Cum v-ați descoperit darul de a scrie, pasiunea pentru scris? Cred că este prea mult spus că am o pasiune pentru scris. Mai degrabă mi-a plăcut să Citesc întotdeauna foarte mult și să identific acele persoane care au cu adevărat de la Dumnezeu dar și inspirație, și să le mobilizez, să le pun împreună și să putem să redăm valorile acestea. Și așa, încet, încet, am început și eu să scriu într-un stil mai personal, aș putea să spun, um, fără un dar deosebit în sensul că fiind o femeie foarte practică, articolele mele de obicei sunt așa, idee după idee, mai puțin îmbrăcate, în ambalaj și uh, mi-a plăcut să transmit valorile acestea într-un mod mai realist, uh, de câte ori să evit ocazia. Dar de obicei vreau să-ți spun că așa cum pentru foarte multe femei se întâmplă, Scrisul este un travaliu pentru mine, um, ideile vin în vală, dar transformarea lor și punele, punerea lor în tipar um, uneori este mai grea. Uh, cu această carte a fost însă o excepție pentru că trebuie să recunosc că au fost multe momentele în care am simțit o inspirație specială din partea Duhului Lui Dumnezeu chiar momente în care la anumite pasaje, la anumite idei a trebuit să scriu destul de repede sub inspirația Duhului Sfânt și asta mi-a confirmat oarecum că trebuie să fac asta. Se întâmplă asta și în zilele noastre și mulțumim lui Dumnezeu că are oameni care se lasă insuflați de Duhul lui să scrie într-un limbaj foarte relevant, așa cum ați făcut o dumneavoastră, foarte scurt la lecție și foarte concret. Este prima carte. Da, este prima carte, are 100 de articole cu cel puțin 100 de idei, de 100 de puncte, 100 de idei creative, practice, aplicabile și pentru persoanele care nu au veleități artistice sau eu știu, care să dispună de mijloace materiale deosebite, de costuri ridicate, ele cuprind perimetrul feminin și misiunea femeii. În urmă cu 40 de ani, când ați început să vă implicați, să sprijiniți alte surori, când s-a aprins poate dorința cu mult mai mult înainte de 40 de ani, v-ați gândit, ați visat că într-o zi veți scrie o carte pentru femei? Sub nicio formă n-am putut să gândesc în termenii ăștia. Am fost credincioasă lucrurilor mărunte, a ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat și sigur că Dumnezeu învăluie așa viitorul nostru într-un nor de călăuzire, încurajându-ne că trebuie să mergem înainte pentru că El este acolo la linia de sosire și ne orează bun venit, ne încurajează, ne dă resurse pe parcurs. Și lucrurile, cred, în viața de slujire cresc gradual. La început, mi-aduc aminte că slujirea mea consta în a merge să fac curățenie la niște bătrâni sau să le fac cumpărături sau să le tai lemne împreună cu alți tineri din biserică. După aceea, să Studiem cuvântul Domnului și uite, așa, din pas în pas, din pas în pas, Dumnezeu ne-a maturizat și a dus vremea în care ceea ce Dumnezeu a pus în noi și am acumulat ca zăcământ de valoare, este momentul în care, o vreme, zic eu, în care trebuie să dăm înapoi, să fie o restituție, să dăm socoteală de valorile care ne-au format, de valorile în care am crezut. De modul în care Dumnezeu s-a revelat în viața noastră. Și pot să spun că îmi place foarte mult cuvântul Domnului, dar niciodată nu m-am mulțumit cu partea teoretică. Mi-am pus foarte multe întrebări și am vrut să înțeleg de ce de atâtea ori în scriptură apare la motivul acesta când vă vor întreba copiii voștri sau spuneți neamului de oameni care vine după voi, generației care vine sau ce înseamnă să scrii pe ușorii ușii sau ce înseamnă pietră de aducere a minte și cercetând în detaliu toate aceste afirmații, de fapt am văzut uh, cât de bogate erau înainte familiile în tradiții, în obiceiuri de familie și de fapt asta am făcut. Am încercat să le aplic întâi în viața familiei mele, în creșterea copiilor și apoi am încercat să le dau mai departe împlinind de fapt ce scrie în tit doi cu trei și patru, că femeile mai în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere, nu să-și iubească soții, copiii, să-și chivernisească casa. De fapt, cred că cartea este această aplicație practică. Să înțeleg că în momentul în care v-ați apucat de scris, v-ați gândit la femeile mai tinere, da, m-am gândit în primul rând la fiicele mele, la nepoatele mele De fapt, cartea am și dedicat-o nepoatelor mele Pe prima pagină veți găsi scris uh, rădăcini pentru aripile nepoatelor uh, Mai mult nepoatelor decât fiicelor. aș putea să spun Pentru că fiicele mele au fost cu mine 24 din 24 Am trăit împreună, am împletit împreună valorile acestea S-au sădit în ele uh, M-am luptat toată viața să fiu un model pentru ele și ele au deja implementat uh, tot ce am sistemul făcut, sistemul de valori exact. și partea practică. Da și atunci am vrut uh, să rămână o moștenire așa ca o ștafetă dar și ca o ștachetă pentru nepoatele mele dar și pentru uh, generația mai tânără pentru că observ cu durere uh, cât de mult se axează pe carieră um, cât de comune au devenit casele noastre, de câte ori intri într-o casă, nu mai vezi în semnele creștine, să realizez că acolo locuiește o familie închinătoare înaintea lui Dumnezeu și mi-amintesc de vremea în care um, noi am crescut cu versete pe pereți și cu acele chivoturi în miniatură, cu cartonașe, cu versete și um, am avut niște obiceiuri sacre de închinare în familiile noastre și observ că s-au devalorizat foarte mult și am încercat să mă întorc la aceste rădăcini care ne-au dat sevă și care mi-au fost ca bază pentru întreaga viață și pentru că le-am găsit așa de valoroase, am vrut să mă întorc la ele, să le transform, dacă pot să spun așa, să corespundă generația actuale și să pot să le dau mai departe ca o valoare um, veșnică din partea lui Dumnezeu. Câte ne poate aveți? Au 11 ne poți 11. Bănuiesc că sunt adolescenți. Deocamdată, deocamdată. De adolescenți? Da, tineri, avem studenți. și adolescenți. În, da, cea mai mare are 18 ani. Mulți Mulțumesc. înainte. Mulțumesc. Am văzut în multe familii cum tinerii se inspiră din, așa parcă fără să vrei, te duci mai departe decât la părinți, la bunici. Să vezi cine au fost bunicii, ce spiță de neam, ce valori, ce obiceiuri, și foarte inspirată ideea să cultivați aceste principii de familie. Da, în câteva articole fac referire la cultura onoare, la modul în care ar trebui să ne onorăm persoanele cele mai în vârstă din familie, patriarhii familiei, idei practice, cum putem să îi provocăm să ne povestească din viețile lor sau cum să onorăm la anumite zile de sărbătoare sau la anumite onomastici. În general, am încercat să inser câteva din obiceiurile care au fost odată și uh, care pentru mine personal uh, au însemnat foarte mult din punct de vedere sentimental, dar și spiritual, ca maturitate și creștere. Și pentru că am găsit de bune, <coughs> pentru că le-am aplicat în viața mea, pentru că au rodit, atunci am spus că merită să fie împărtășite. Acum dacă începem să deschidem împreună această ladă cu zestre, e mare diferență lada de zestre, poate fi doar lada și se așteaptă da. ca cineva să pună zestre acolo, dar cartea e foarte bine numită cu zestre pentru că vine cu conținut cu tot și sunt acolo uh, daruri, moșteniri pentru fiice, pentru nepoate, pentru mămici, pentru nurori, pentru femeile care sunt soacre și uh, sau au nepoți. Uh, multe, multe învățături ați spus acolo și acum plastic vorbind, aș vrea să vă întreb din ce sunt confecționate? Dacă am luat așa aur, argint, pietre scumpe, care-i numitorul comun, o bibliografie, o sursă de inspirație pentru toate aceste gânduri care le-ați adunat acolo în Lada cu Care-i ca un chivot, așa cum ați zis dumneavoastră? Sunt comori descoperite în labirinturile vieții, în experiențele cu Dumnezeu. Sunt idei în urma rugăciunilor. De multe ori am fost în situații de austeritate și de criză financiară în familie și atunci, în loc să mă dau bătută, a trebuit să cer resurse proaspete de la Dumnezeu ca să găsesc soluții pentru uh, situația respectivă. Um, nu mi-a plăcut niciodată să fac lucrurile într-un mod obișnuit, plafonat, cu jumătăți de măsură, lasă că merge și așa, astea n-au fost devizele mele niciodată. Mi-a plăcut ca tot ce fac să fie în forma cea mai bună atunci când, am, cât am putut în vremea respectivă. Cu privire la componentele acestea despre care spui, dacă o luăm în mod simbolic, putem spune că sunt pietre prețioase și aur și lucruri de valoare, dar dacă o iau așa aplicativ, tot ce am dat ca idee practică, de fapt se referă la lucrurile care sunt în priajma noastră și pe care mămicile cu copii pot să le facă în casă, în timpul în care un copil petrece ore în șir la desene sau pe jocuri mecanice cu îndemnul către mămici, să facă împreună cu copiii, să valorizeze ceea ce copiii fac, să urmărească în timp modul în care copiii se structurează și care sunt darurile uh, pe care Dumnezeu le-a investit în uh, copii. Uh, începând de la consacrarea casei, care trebuie să aibă o zi absolut specială, dacă există o consacrare a bisericii unde ne închinăm joia și duminica, de ce să nu facem o consacrare a casei acolo unde este altarul nostru de fiecare zi? cu consacrarea primei zile de școală, cu ziua mulțumirii de la sfârșitul fiecărui an școlar când în casa noastră această sărbătoare a fost instituită ca obicei de familie și când ne adunam copii în jur construind acolo un altar pe care să punem o jertfă de mulțumire Uh, cu dorința de a-i face pe copii să înțeleagă că nu au terminat cu bine un an școlar datorită inteligenței lor sau a preocupărilor și asistenței noastre ca părinți, ci datorită Harului Lui Dumnezeu. Uh, avem în curte un altar din pietre. În fiecare an când avem aniversarea casei, mai punem acolo o piatră. Uh, când vă vor întreba copiii, când vă vor întreba nepoții, răspunzând acestui imperativ biblic, de fiecare dată ne aducem aminte că la bătrânețe Dumnezeu ne a proprietărit, că ne-a dat casă numai pentru că a fost harul lui. Și vrem să inserăm asta în, în ADN-ul fiecăruia dintre copiii și nepoții noștri, că tot ce avem, avem prin harul lui Dumnezeu. Este un dar. Exact. Avem multe pietre de aducere aminte, tot ce facem în familie, tot ce am făcut n-am putut să dăm copiilor noștri, poate din punct de vedere material, dacă tot te referi la componente, valori în comori sau în... Din punct de vedere fizic. Din punct de vedere fizic. Dar pot să afirm că suntem o familie extrem de bogată prin amintirile frumoase pe care le avem împreună și prin valorizările spirituale. Și prin modul în care Dumnezeu a folosit în viața altora, și prin faptul că ați fost o lumină, o mângăiere, și aveți o armată de ucenice, de femei din România și din diaspora care v-au luat exemplu. Sunt foarte multe femei care au învățat de la dumneavoastră. Într-un sens anume, am trăit expozitiv, noi nu am avut un anumit trai duminică și în zile de sărbătoare, ci uh, am avut o casă deschisă și multă lume a venit la noi și am fost noi înșine de fiecare dată și fetele tinere și vizitatorii noștri ne-au fost mai mult decât oaspeți de fiecare dată și um, asta ne-a dat nouă domnă, asta ne-a încredințat nouă Domnul, să putem să primim foarte bine um, am articole în carte și despre modul în care trebuie să-ți primești musafirii cu idei concrete, despre modul în care trebuie să dăruiești, despre modul în care poți să faci din munca ta, din detaliile zilei, zilei un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. N-am vrut, mă gândesc de foarte multe ori, că lumea se referă la Dumnezeu ca la o noțiune abstractă, ca la un concept, ca la o divinitate la care trebuie să meargă la o mănăstire sau la o biserică să se închine. Ori dorința mea a fost că dincolo de acest deziderat să arătăm acelor curioși să, -i, să ridice capacul de la lada cu zestre, să vadă că Dumnezeu este împletit în fiecare detaliu al vieții. Că noi ca și femei am fost create într-un chip de desăvârșit de Dumnezeu cu un potențial de creativitate extraordinar. Tot ce trebuie să facem este doar să eliberăm acest potențial, doar să-l accesăm. Ca femeie, Dumnezeu ne-a dat acest dar să înnobilăm prin atingere fiecare detaliu, să putem să-l transformăm, să dăm valoare mărunțișurilor. Și atunci, fiecare mărunțiș, când este făcut în numele lui Hristos, cu dragostea lui Hristos, pentru cei din jurul nostru, pentru cei în mijlocul cărora Dumnezeu ne-a semănat, acele mărunțișori capătă valoare eternă. Până la urmă, viața noastră nu este numai în evenimente și duminici. Viața noastră este compusă din aceste detalii, și dacă nu încercăm să le înfrumusețăm, să le înnobilăm, să le dăm valoare. Sigur că urmează plafonarea, obișnuită, plictisiala, depresia, sentimentul împovărării că mereu faci același lucru, rutina și mecanică fiecare zile și în loc să facem totul cu atitudine de dragoste, de exaltare, să ne ridicăm deasupra acestui obișnuit, ajungem să intrăm în aceste dezamăgiri și Uh, sigur, de aici uh, poate să urmeze și mai rău, depresia, depresia sau. Și... exact, exact. O viață lipsită de sens, dar uh, ați pomenit cuvântul ospitalitate și, într-adevăr, vă definește cuvântul acesta ca persoană. Uh, nu cunosc foarte multe persoane din familia noastră, dar de la început de când v-am cunoscut, uh, ați avut așa o atitudine deschisă ca și cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna. În timp ce multă lume când se cunoaște cu cineva are o mulțime de filtre, de prejudecăți, te studiază, oare cum să vorbesc, cine e persoana asta, noastră a fost foarte deschisă și am văzut că e un adevărat stil. Chiar studiam nu de mult, am finalizat la studiu cu colegile mele de studiu, Evanghelia după uh, Cartea Evrei, și acolo se vorbește mult de dragostea frățească în final. Și ne-am dat seama că ar trebui să punem mai mult accent pe ospitalitatea ca mod de viață, nu doar să primești musafire acasă, adică să ai un spirit ospitalier. Și m-am gândit cum ați reușit dumneavoastră că ați avut și opt copii, și nepoți, și serviciu, dar ceva a fost instalat acolo ca să puteți să relaționați atât de deschis cu orice persoană și fără să vă temeți de um, ochii scoditori ai cuiva care vrea să descopere și ceea ce nu strălucește atât de tare? Da, nu pot să ne... -l. Cred că este o anumită doză de risc când îți deschizi casa și mai ales când îți deschizi inima pentru persoane pe care le cunoști poate mai puțin de fapt, când rostim ospitalitate, nu ne referim doar la a primi prietenii intimi sau pe acele persoane care pot să ne, eu știu, să ne primească la rândul lor și să ne întoarcă serviciile. A fi ospitalier înseamnă să primești în casă pe oricine Dumnezeu îngăduie să-ți deschidă ușa. Și cred că îți trebuie un dar, totuși, special de la Domnul, dar um, sunt persoane care primesc pentru că au acest dar. Dar ce ne facem cu porunca biblică care ne spune că trebuie să fim primitori de oaspeți la modul imperativ și că fiecare din noi trebuie să facem asta? Um, nu știu cum este pentru alții, pentru mine, pentru soțul meu, pentru familia mea. Um, N-am considerat un efort uh, să primim pe cineva, mi s-a părut întotdeauna foarte natural. Sigur, în vremea comunistă am și greșit foarte mult pentru că, probabil, vrând să împlinesc uh, această poruncă, am făcut mai mult. Mi-am. Uh, eu știu. Obstrucționa de multe ori drepturile copiilor mei. Ce era mai bun în casă? Era pe un anumit raft de frigider pentru că era pregătit pentru musafiri. Um, copiii, așa cum am auzit și în alte case, probabil care au făcut aceleași greșeli, au mai fost, spuneau, au mai fost. Da, spuneau că vor să se facă musafiri atunci când vor crește mari. Um, ne dădeam dormitorul de fiecare dată. Nu ne-a părut rău nu ne-a părut rău. Chiar dacă, așa cum ai spus, am fost vulnerabili și nu întotdeauna a fost cel mai bun lucru, dar chiar dacă pe termen scurt ne-am ales așa cu pagubele, dacă aș putea să spunem, pe termen lung Dumnezeu a pus în echilibru toate lucrurile și ne-a restituit El și ne-a răsplătit din belșug. Și după aceea, când am învățat că ceea ce noi mâncăm în casă, aia dăm și la musafiri și copiii nu trebuie să fie privați de niciunul din aceste drepturi, când am învățat că nu trebuie să am o lenjerie de rezervă neapărat sau servicii numai pentru musafiri și că trebuie să-i celebrez pe copiii mei de fiecare dată când ne întâlnim, um, Parcă lucrurile s-au schimbat și chiar cu adevărat am putut să o facem ca o misiune care aparținea nu numai părinților și copiii să accepte pentru că așa a decis mama și tata, Ce am putut să facem asta împreună și să-i surprindem pe musafirii noștri de fiecare dată prin gesturi mărunte, ori să-i faci papuci, ori să-i pui un pliculeț de lavandă pe... Perină, ori să-i pui un card de bun venit, ori să-i dai un dar mărunt, ori când pleacă să-i pui un sandwich, ori să te interesezi din ce zonă vine și să-i faci mâncarea preferată, sau să chemi în casă. Persoane care sunt la studii, nu eu sunt în Timișoara într-un oraș universitar și sunt așa de mulți din alte părți și nu apucă să mănânci o mâncare caldă și atunci să poți să-i să bledai să sau să faci o masă pentru orfani, Pentru că de multe ori ei sunt asistați, dar doar în instituții. Și vor, și ei, să vadă cum arată o casă pe dinăuntru. dura unui camin. Exact, să stea de vorbă cineva cu ei și um, chiar trebuie să-i primim ca pe niște oaspeți celebri, ca pe niște oaspeți de onoare. Și am încercat să nu fac diferența dacă nume, un nume mare vine în casă, o persoană suspusă, să o primesc într-un anume fel, și dacă vine o persoană mai puțin însemnată în ochii lumii, dar celebră în ochii Domnului, să pot să o primesc cu merge și așa, lasă că la ăsta pot să-i dau ce am la îndemână. A fost așa o, o disciplină, aș putea să spun, a vieții noastre: să putem să îi primim și toți cei care ne-au călcat pragul. Cred că au putut să plece cu amintiri frumoase și să dorească să revină. Și mulțumirea a fost, așa, în împlinirea aceea nevoie interioară de a face ceva ca pentru Domnul. Nu putem să facem lucrurile așteptând o răsplătire, condiționând pe Dumnezeu. Deși uneori în mintea mea a fost și asta, primeam și spuneam, Doamne primesc pe tinerii ăștia, le ofer totul și tu să te îngrijești când copiii mei ajung pe un alt meridian sau în case străine, să fie și ei primiți la fel. Dar vreau să spun ceva. Suntem într-o vreme de restituire, trăim o vreme în care pâinea aruncată pe ape se întoarce înapoi. Și este extraordinar. Nu neapărat de la persoanele pe care le-am slujit. Dumnezeu are alte pârghii, pune oamenii în mișcare într-un mod diferit. Frumusețea este că El înmulțește, El binecuvintează, El ne dă împlinire, ne valorizează. Deci, tot ce pot să spun este că trebuie să ne punem ștergarul slujirii. Păi spune Apocalipsa că în cer ne vom odihni de faptele noastre. Mă întreb de ce ne vom odihni dacă nu ne ostenim aici pe pământ, dar nu o să o facem ca o corvoadă, ca un sacrificiu. Aud femei care dacă au doi musafiri odată la lună sau așa, sunt panicate, se pregătesc cu nu știu cât timp înainte, se plâng cât au cheltuit, ce eforturi. Trebuie să vină ceva natural. Când faci pentru Domnul, când vrei să semeni cu Domnul, asta nu trebuie să vină ca o jertfă așa... Și chiar dacă este sacrificiu, trebuie. trebui făcut dacă cu bucurie. Da, da, exact. Trebuie să-l faci știind că faci pentru Domnul și punct. Fără comerț din acesta spiritual, atâta fac pentru că de atâtea ori Dumnezeu îmi va da sau îmi va face. Dumnezeu deja a făcut totul pentru noi. Și în această bucurie și în în, în promisiunea care spune că el a pregătit, că suntem lucrarea mâinilor lui și că el a pregătit toate faptele bune în care să intrăm. E bucurie și cred că este cel mai mare privilegiu pentru un pământean să poată să facă ceea ce a făcut și Domnul Iisus Hristos. Și să fim împreună lucrători cu el. Amin. Adică reprezentanții lui, mâinile lui, picioarele lui, brațele cu care îmbrățișează, cu care ridică nevoile celorlalți, așa cum ați spus, oameni care sunt plecați departe de casă, care poate vin la un spital, la o școală și cineva să-i bine primească. Să știți că nici măcar nu numai pentru cazurile astea mai speciale are loc slujirea sau produce bucurie. Eu am văzut pe copiii mei spunând, mai, așa, când erau mai mici, și mi-ar place să mergem în alte case, să vedem părinții ce acum își tratează copiii, să vedem oare la noi e mai bine, ce putem învăța de acolo. Și chiar am fost și am zis, vedeți, pe de asta trebuie să invităm și noi pe alții, să vadă și ei dacă la noi e mai bine, dacă putem învăța ceva de la ei sau ei de la noi. Și Întotdeauna, chiar dacă este sacrificiu, încarcă sufletul aceste activități? Dintr-o casă a slujirii, și copiii vor duce mandatul ăsta mai departe. Și poate cel mai frumos lucru pe care un copil poate să-l spună despre familia lui atunci când vorbește cu prietenii lui este atunci când el își începe orice vorbire cu la noi în familie. Sau eu știu, noi avem obiceiul ăsta, noi avem tradiția asta. Asta înseamnă, mă uit la familiile vechiului testament, câte tradiții și obiceiuri bune aveam, de ce oare le-am abandonat? Trebuie să ne întoarcem. Fiecare familie trebuie să aibă o carte a ei de aducere aminte, eu știu, un, o lada ei cu zestre într-un cuvânt. Fiecare mamă trebuie să-și pună această întrebare într-un mod imperativ. Care este moștenirea cu care pleacă copiii mei din casa părintească? Ce predau eu copiilor mei? De multe ori, și noi, ca mame, poate am avut moșteniri stricăcioase, lucruri care ne-au durut, care ne-au înfierat, care ne-au, eu știu, însângerat amintirile. Să oprim această moștenire stricăcioasă și să ne întrebăm dacă lucrurile astea ne-au durut pe noi, de ce să le dăm mai departe. Haideți să punem în lada cu zestre din casa noastră doar amintirile frumoase, doar obiceiurile bune, modul în care putem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, modul în care putem să valorizăm cuvântul lui Dumnezeu, valorile spirituale după care am trecut, am trăit. Astea, de fapt, trebuie să fie în lada cu zestre a fiecarei familii. Notate acolo amintiri pentru viitor, valori pentru viitor. Niciodată nu știm ce va lucra în... Viața copiilor noștri. Eu de, în ultimii ani m-am gândit chiar la propriu la modul în care pregătesc zestrea copiilor mei. Așa cum mama mea avea stive de zestre și clădea acolo uh, plapume de lână și eu știu, uh, covoarele acelea și pernele uh, decorative. Sigur, nu mai sunt actuale, nu mai uh, corespund designului modern, dar m-am gândit într-un mod foarte serios. Totuși ce pot să pregătesc azi este pentru copiii mei și am început um, ca toate darurile pe care le dau copiilor să aibă atât cât este posibil o un mesaj creștin. Fie le-am făcut tablouri moderne cu uh, cuvântul lui Dumnezeu, fie le-am decorat uh, le-am brodat perin cu cuvântul lui Dumnezeu, fie le-am dat diverse statuete cu Mesaje biblice, fie am cusut eu și am pus în rame ca să fie și implicarea mamei și o amintire de la mama Poate nu vor valoriza așa de mult acum. Dar știu că pentru viitor vor fi niște rădăcini care îi vor înțeleni în Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, și nu știu niciodată care este forma care lucrează cel mai bine. Am gândit de fiecare dată oare de ce fiul risipitor s-a întors în casa părintească. Dacă ar fi știut că și acasă este ca și la Roșcove sau eu știu, în alte anturaje, nu cred că ar fi avut acea dorință, dar pentru că a avut amintiri frumoase din casa părintească, a dorit să se întoarcă. Este și lupta mea și trebuie să fie lupta fiecarei mame. Să îi îmbogățim pe copiii noștri, de fapt, nu cu lemne, nu cu scânduri, nu cu. și alea sunt necesare, sau eu știu, un domeniu educațional, toate sunt necesare. Dar, ca femei creștine, de fapt, asta cred că trebuie să fie diferența. În rest, toată lumea se zdrobește să dea generației viitoare acumulările astea pe orizontală. Asta este diferența pe care trebuie să o facem. Ce inserăm? în inima copiilor noștri, în bagajul spiritual cu care pleacă de acasă. Și acolo ca femeie, cu potențialul de creativitate pe care Dumnezeu ni l-a dat, cred că putem să facem foarte multe lucruri. Ce înțeleg eu așa, dacă aș rezuma deja filozofia dumneavoastră, care ați prezentat-o și în carte și acum, e că aveți în vedere o cultură puternică a familiei care să ne țină uh, în echilibru cu noi înșine, să ne conserve identitatea și să ne ajute să păstrăm unitatea familiei. Uh, lucruri care uh, toate celelalte moșteniri uh, materiale sau educaționale nu ar putea să o realizeze, pentru că am văzut multă suferință la uh, tineri care au plecat de acasă cu o confuzie în ce privește identitatea sau buna funcționarea unei familii, și nu și-au putut organiza propria lor familie mai departe, să continue binecuvântarea acelui neam de oameni, acelei familii peste generații, pentru că n-au avut tocmai această componentă, această zestre de suflet, această cultură care i-a ținut uniți pe bunici, pe străbunici, pe părinți și îi va ține și pe ei mai departe. Um. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm la ceea ce diavolul face în generația asta, la cât de mult, eu știu, pune eticheta de anormal pe normal și cum a ajuns să fie definit statutul familiei și cum non-valorile au ajuns să fie promovate și prin tot felul de asocieri. Și atunci cred că noi, ca mame creștine, cu atâta trebuie să luptăm mai mult, să ne ținem familiile împreună, să zidim acel sentiment de apartenență pentru fiecare din membrii familiilor noastre. Și asta se face, cred eu, se construiește cu pipeta, picătură cu picătură. De, la, de când copiii se nasc și până când se căsătoresc de fapt și după aceea pentru că misiunea de mamă nu se termină niciodată decât atunci când ne ducem la Domnul și toată viața trebuie să avem această preocupare în modul în care îi așteptăm acasă, în modul în care apreciem ceea ce îi fac, în modul în care le sărbătorim o zi de naștere, în modul în care îi pregătim pentru căsătorie, în modul în care punem accentul Într-o sărbătoare, pe ce punem accentul, de fapt? Cum sărbătorim un Crăciun, de exemplu? Pe ce punem accentul? Pe jurnalele de familie, pe caietele de amintiri de acasă, pe uh, modul în care învățăm să extragă din ceva uh, conținutul, esența și să nu se piardă în detalii și în lucruri fără valoare, să nu fie atrași de uh, tot și ce este diferențe strălucitor din sunt exact, între membrii familiei, dar care pot fi aplanate de această cultură care exact. îi adună pe toți. Ca mamă trebuie să vegem, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 31, să vegem asupra lucrurilor care se petrec în familia noastră, sub acoperișul nostru. După aceea există o altă etapă, pentru că statutul nostru este într-o um, dinamică permanentă. Suntem fiice, după aceea soții, după aceea mame, după aceea bunice, soacre. Um, e bine, după aceea uh, urmează alte etape în care persoane uh, din alte familii, poate cu alte obiceiuri, cu alte valori, îți vin în casă și îți vin sub formă de fi și de fiice, uh, nu? Uh, prin căsătoria propriilor copii. Uh, trebuie multă înțelepciune de la Dumnezeu, multă rugăciune, mult har, multă inspirație, să știi cum să faci această integrare integrare nu numai în relația ta cu cel care vine în familie, dar cum să-l integrezi în relația celorlalți. În acest sens, Biblia ne spune că o femeie trebuie să vegheze, să știe în permanență și trebuie să lucrezi la asta cu atenție mereu proaspătă, mereu activă pentru fiecare, fiecare detaliu al fiecărei zile. Se construiește cărămidă cu cărămidă acest cămin care nu este doar format din niște ziduri, ci care înseamnă de fapt niște relații sănătoase, niște relații de apartenență și toate astea doar prin dragostea Domnului Isus Hristos. Care vă este cea mai dragă lecție din carte? Acum, cred că e greu să dați un răspuns, dar totuși, parcă la un moment dat sunteți mai aproape de una, la un moment dat de alta, că toate sunt a dumneavoastră, dar acum care uh, o simțiți așa. Uh, am inserat și câteva din experiențe, nu foarte multe, pentru că n-am vrut chiar să-mi expun familia foarte mult. Atâta cât Poate... și-au dat acordul, cred <laughs> Poate momentul în care la aniversarea 25 de ani copiii ne-au dăruit berighete sau poate ultima ultimul articol scris cu ultima idee despre pătura rugăciunii. Haideți, povestiți-ne că... câte una, una, așa pe scurt că e foarte impresionant să nu doar să le avem scrise ci să le auzim de la dumneavoastră. Așa pe scurt. Mai avem circa 10 minute din emisiune. <laughs> Mi aduc aminte că atunci când ne-am căsătorit nu era în normele bisericii să avem verighete, dar pentru că lucram într-o policlinică unde erau foarte mulți bărbați trebuia să am verighetă, era un semn al căsătoriei. Și știu că din banii de la nuntă ne-am cumpărat verighete. Numai că după ce au început să apară copii am ajuns într-o vreme foarte austeră când a fost ultimul lucru la care a trebuit să apelăm și am vândut verighetele ca să acoperim niște nevoi, să ieșim dintr-o situație de criză cu promisiunea că de îndată ce vom putea vom recupera pierderea asta și ne vom cumpăra alte verighete, numai că Așa cum se întâmplă, părinților le vine mai rar rândul la răsfățuri și um, anii au trecut. A fost Deșa, o familie mare cu opt copii, cu da, multe da, nevoi. Cred că oricine da, se poate gândi da, câte au fost de împlinit. Da, mai ales că a fost o familie în care am pus accent pe educație și cei mai mulți bani se duceau pe orele suplimentare. Și... Așa, la câte o nuntă mi-aduceam aminte iară de verigete și spuneam, oh, dacă nu le-am avut la tinerețe acum, nici nu mai are rost, dar undeva parcă în inimă mi-a rămas așa o dorință ascunsă. Când am împlinit 25 de ani de căsătorie, nu ne-am propus să facem mare sărbătoare. Oricum, noi, toate aniversările, chiar dacă era. Într-o zi de luni sau de marți, le țineam sâmbătă. Asta a picat miercurea, și eu m-am gândit: oh, O să fac totuși sâmbătă un tort, să îi onorez pe copii, uh, dar nu m-am gândit la nimic, așa, festiv. și Dar Dumnezeu a avut un alt plan. Uh, chiar miercuri, ziua în care împlineam 25 de ani, uh, ginerele nostru, Alin Pădureanu, a venit la serviciu să ne cheme de urgență acasă, dar cu așa o mină îngrijorată ca și cum ceva foarte grav s-a întâmplat, știa că foarte greu poate să ne scoată de la serviciu și pe mine și pe soțul meu și cred că Dumnezeu a calculat așa un sincron că am ajuns amândoi odată acasă, luminile toate stinse, inima a început să ne bată, credeam că cu adevărat ceva s-a întâmplat, am năvălit amândoi pe ușă, îngrijorați, Um, și atunci luminile s-au aprins, um, nu era născută încă mezina, adică avea, bă da, avea vreo trei anișor. Erau toți înșirați în șir indian uh, și tot surpriză, am înghețat. Uh, pe pereți erau date jos tablourile și scris mare aniversare fericită, masa era împodobită ca pentru o expoziție culinară. Când am crezut că no, asta este maximum de emoție, um, au adus un tort um, cu două verighete și cu un porumbel și o biblie într-un colț, aproape o operă de artă făcută și un buchet de flori de câmp, preferatele mele. Și când am crezut că este apogeul, atunci au apărut cu două cutiuțe cu verighete și ce a fost cel mai emoționant a fost că... Ne-am pus din nou verighetele în fața copiilor noștri, ei fiind martorii de pe pământ. Um, și extraordinar de emoționant că, de la cel mai mic până la cel mai mare, fiecare a înălțat o rugăciune de mulțumire și de onorare înaintea lui Dumnezeu. Um, sunt, um, poate este cea mai prețioasă din amintirile mele. Um, a fost parcă prea mult ca să pot să suport uneori și fericirile sunt greu de dus. Poate că cel mai bine m-aș fi exprimat dacă m-aș fi închis într-o uh, cămăruță să pot să plâng uh, de bucurie, de împlinire, de restituire, de... pentru că uneori ca mama ai senzația că multe din investiții se risipesc și expresia aceea ca nucă de perete uh, nu i adevărat. Tot ce investești în copii se întoarce. Și atunci am văzut cu adevărat că m-am simțit răsplătită, m-am simțit împlinită. I-am și întrebat pe copii de unde au avut banii. Pentru că nu este. Asta se fost... vede că dumneavoastră erați managerul financiar. Da, n-am fost o familie bogată niciodată și um, uimirea a fost să aud că ei timp de un an de zile, toți în secret, Uh, au pus din banii de buzunar ca să adune și să poată să ne cumpere verighete uh, ei au învățat că noi la zile speciale uh, nu ne oferim doar așa cadouri cumpărate de la supermarketul din Colț ci încercăm să facem ceva cu valoare sentimentală ceva care să rămână, ceva care să aibă o parte din noi o participare activă, o participare colectivă, și avem acest obicei, de exemplu, la Crăciun. Astăzi este ziua în care se împart biletele la noi. Nepoții se ocupă de asta. Din toată familia lărgită, fiecare nume este scris pe câte un bilețel și tragem la sorți, fiecare știe cui dă cadou, nu știe de la cine primește. Asta se întâmplă în. La masa de Crăciun, dar vreau să spun că în toată perioada asta a lunii decembrie, fiecare are această preocupare de a dărui ceva cu amprentă personală. Ceva care să aducă cu adevărat bucurie, nu un dar comun. Și, întorcându-mă la verghete, am văzut că ei asta au făcut, au ținut cont de dorința mea ascunsă. Ei au realizat că, de fapt, am fi putut cumpăra multe seturi de verighetă prin banii care i-am dat pentru educația lor și au înțeles să se sacrifice și să facă ceva um, deosebit. Modul în care au ținut secretul, știu că am întrebat-o pe cea mică, Andreea, de ce nu mi-ai spus de la începutul anului? Că îți dădeam și eu mai mulți bani de buzunar și ea care abia putea să vorbească corect îmi spune, mama de ce mă cerți că am păstrat un secret? <laughs> Cu adevărat, pot să încurajez toate mamele să investească fără nicio rezervă în copii, în tot ceea ce pot, în tot ceea ce Dumnezeu le-a dat, cerând prin rugăciune idei concrete, cerând sfat de la alte femei, poate hăruite în zona asta, sunt așa de multe cărți acum scrise, pot să iei idei dacă nu este cu determinare interioară, să încerci să acumulezi, să fii învățabilă, să iei, dar să faci ceva deosebit pentru copilul tău, dacă se poate cu fiecare sărbătoare, cu fiecare eveniment, copilul ăla să știe că indiferent unde se duce, ca acasă nu-i niciunde, prețuit așa cum este în familie, nu este niciunde și... Știm că nu facem asta ca să ne simțim noi mai onorate prin, eu știu, aprecierile copiilor noștri, dar o facem asta ca să putem cu adevărat să le dăm această ștafetă, știind că ei pleacă din casa părintească cu aceste valori. Ascultându-vă frumoasa mărturisire de cum ați fost sărbătoriți la 25 de ani de căsnicie, v-aș întreba câți ani aveți acum? 43, mulți înainte. De căsnicie. De căsnicie, <laughs> da. Uh, Mi-am adus aminte de uh, Proverbe 31 cu 31, verset care de multe ori uh, în inima femeilor lasă așa un gând, oare se va spune și despre mine vreodată așa? În momentele în care copiii sunt poate în perioada de adolescență, rebeli, poate că soțul are alte păreri decât ele, și totuși se întâmplă, și vreau să-l citesc. luați și ca o dedicație de la mine, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o de la porțile cetății. Acum, poate că copiii nu să ne pună covorul roșu și o să ne fac, eu știu, un lozin și proclamații, declarații de apreciere în fiecare zi ca noi să ne luăm resursa de aici și să mergem mai departe. Dar este extraordinar să te poți regăsi în viața lor și eu mă duc în casele fetelor mele și am acel sentiment familiar că mă aflu în propria casă pentru că au aceleași gusturi în modul în care își decorează, în modul în care eu știu, gătesc Stilul. și aranjează. Deci este ceva ce duc mai departe și asta îmi arată că au valorizat ceea ce au învățat acasă și mai mult decât să facă la fel, nu? Ce poate să fie? Ce calificare mai înaltă am putea să așteptăm, nu? La fel cum suntem și noi, cum ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu în asemănarea cu Hristos. Ce altceva mai mult așteaptă Hristos de la noi decât să îi semănăm și să luăm chipul lui și să facem lucrurile în maniera în care el le făcea și în ascultare de el. Îmi place întotdeauna acest raport. Și cred că mamele trebuie, și dacă mai departe văd moștenirele, sau eu știu, înainte de a le judeca, înainte de a le condamna, să stea să se oprească, să vadă dacă nu cumva o rădăcină de moștenire este chiar din casa părintească. Și Domnul care este. Dumnezeul celei de-a doua șanse. Este cel care poate să repare. Este cel care poate să vindece. O relație, un obicei, o moștenire stricăcioasă. Important este să avem această preocupare și indiferent de vârsta la care suntem, să ne întoarcem înapoi până la locul în care am greșit și unde putem să reparăm. Să nu ne mulțumim să lăsăm așa relații Um, alterate să spunem atât am știut, atât am putut asta sunt eu, nici eu n-am avut alte pe vremea mea nu s-a făcut uh, și așa și mai departe și lăsăm totul așa Exact. Uh, sunt doar niște scuze um, cred că uh, misiunea noastră în Cristos înseamnă cu mult mai mult foarte scurt, încă două întrebări la care avem mai puțin de un minut să răspundem Uh, pentru că suntem la un moment de schimbare. Cartea asta apare acum în decembrie 2014 uh, când lumea își pune speranțe mari pentru România. Ce așteptați să schimbe cartea asta în România? Uh, eu nu aștept în România. Nu vin de obicei așa, un nivel atunci. global. M-aș bucura dacă femeile care o cumpără sau care o primesc în dar sau Uh, nu se poate cineva să nu găsească ceva și să poată să schimbe ceva în casă. Asta este dorința mea. Măcar în câteva din ideile pe care le iau. Să facă o schimbare. Asta este provocarea. O carte a schimbării. Dumnezeu să facă să fie așa. Amin. Unde putem comanda cartea? Asta e o întrebare și mai simplă pentru dumneavoastră. Pe adresa mea de Facebook sau uh, a început să fie distribuite la librăriile Cherigma, la CLC, la Scriptum. Uh, suntem încă la început cu distribuția, prin conexii personale. La început, dar uh, s-au distribuit circa o mie de exemplare. De marea mea surpriză. Este foarte dorită. Spre marea mea surpriză. Niciodată nu am gândit la asta, trebuie să mărturisesc. E așa, succes. e una din surprizele Domnului și o confirmare că Dumnezeu a adus acest moment să pot să restitui toate valorile pe care El mi le-a dat în ani și pe care le-am cultivat cu picătura, acum să le pun în ladă pe toate și să fie așa, ca această comoară, eu știu, ca o mireasmă divină împletită în obișnuitul zilei. Mulțumim mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu continuitate în lucrare și să facă ca impactul să fie mult mai mare de cum vă puteți imagina și să știți că sunteți o reformatoare pentru poporul în care Dumnezeu ne-a așezat. Să fiți binecuvântat. Mulțumesc! Dragi telespectatoare, dragi spectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție și în final vreau să vă recomand încă o dată din tot sufletul lada cu zestre, acest chivot care n-ar trebui să lipsească de pe noptiera fiecărei femei care citește în limba română și de ce nu să ne dorim ca astfel de cărți să fie traduse și în alte limbi, ca și alții să poată vedea din experiențele și din bucuria de a fi în familia lui Dumnezeu a poporului nostru. Puteți comanda această carte, să o citiți împreună cu familia sau puteți să o faceți cadou prietenelor dumneavoastră, indiferent de vârstă. Domnișoare, mămici tinere, soții, bunici, soacre, nu contează. Am văzut că avem câte ceva în această ladă cu zestre pentru fiecare. Să fiți binecuvântate, și vă doresc de pe acum lectură plăcută. Și mult succes la uh, punerea în aplicare. Să fiți binecuvântați, și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile.